Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră într-o nouă emisiune împreună cu un invitat special, un prieten al emisiunii noastre. Așa că nu mai sunt pe gânduri și spunem venit domnului Cătălin Raiu, teolog și doctor în științe politice, reprezentantul României în cadrul panelului de experți pentru libertate religioasă la OSCE. Bună seara și la mulți ani! Bine ai venit, Cătălin! Mulțumesc mult pentru prezența ta în emisiune. Este prima dată când suntem într-o emisiune care se difuzează la Credo TV, așa că și pentru tine este o noutate și pentru noi ar fi prima ediție în care vorbim despre libertate religioasă la un post național de televiziune. Așa că, cu siguranță, stimați telespectatori, rămâneți cu noi pe micile ecrane, veți auzi lucruri care, cu siguranță, vă interesează și mai ales care au de a face în mod direct cu persoana dumneavoastră, cu credința dumneavoastră, cu viața dumneavoastră de zi cu zi. Așa, am anunțat puțin mai devreme și pe pagina noastră de Facebook și prin promo pe care l-am avut despre tema care urmează să discutăm și am numit-o așa în mod generic, a spune libertatea de credință între restrângere și promovare. Așa că va fi cu siguranță o discuție, o temă pe care mulți dintre telespectatorii noștri așteaptă, mai ales că suntem în perioada aceasta de restricții, încă stare de alertă, nu știm ce se va întâmpla, de fapt nu cred că știe cineva pe planeta aceasta ce se va întâmpla, așa că rămâne o discuție deschisă și împreună cu tine încercăm să discutăm, să punem temele acestea ale libertății religioase în fața telespectatorului și apoi să vedem ce putem face, cât de mult ne putem mișca în cele două limite, între restrângere și, bineînțeles, între și promovare. Hai să o luăm cu începutul. În calitatea de expert la OSCE, poate telespectatorii noștri nu știu ce înseamnă asta, cu ce se ocupă un expert în libertate religioasă la OSCE? Întâi trebuie să spunem cu ce se ocupă OSCE, care este o organizație interguvernamentală creată în timpul războiului rece, deci cumva ca să tempereze conflictul dintre Est și Vest, conflict clasic în spatele cărora se aflau practic două ideologii, o ideologie democratică liberală care venea din Occident, în special din Statele Unite ale Americii, și o ideologie de tip societate închisă, totalitară, care însemna blocul comunist sau sovietic. Și care organizație, deci OSCE-ul, își propune să promoveze securitatea în Europa printr-un dialog mediat de drepturi și libertăți, de bunăstare economică. Din acest motiv, OSCE-ul are un birou care se ocupă cu drepturile omului și instituțiile democratice și are anumite drepturi fundamentale pe care le privește cu prioritate, dreptul la alegeri, dar și libertatea religioasă. Practic, este organizația internațională care se ocupă cel mai serios de libertate religioasă în lume, exceptând guvernele statelor naționale, nu includem aici Departamentul de Stat sau alte guverne naționale care au tot așa structuri foarte puternice. OSCE-ul are un birou permanent pentru libertate religioasă și acest birou este ajutat, sprijinit, sfătuit de un panel de experți. Suntem 16 la număr, recrutați din cele 57 de țări. România, pentru prima dată din 1997, are un reprezentant în acest panel care are un mandat pe 3 ani. Un mandat care se poate renoi odată la 3 ani. Orientările membrilor panelului sunt dintre cele mai diverse. Găsim și oameni foarte conservatori, găsim și oameni foarte de stânga acolo. Ceea ce unește, în schimb, pe toată lumea este gradul de profesionalism în domeniul libertății religioase, demonstrat prin expertiza academică sau și profesională sau prin apartenența la organizații care promovează libertatea religioasă cu o anumită tradiție în spate. Ce facem la OSCE? În primul rând, încercăm să emitem recomandări către statele membre, cele 57, pentru a îmbunătăți promovarea, exercitarea libertății religioase în context național sau context local. Asta înseamnă că, în principiu, lucrăm la ghiduri care să arate, spre exemplu, bune practici, monitorizăm legislația sau practica guvernamentală din anumite state, în special cele
care ridică probleme mai severe în sensul ăsta. Și în mod concret, în lunile astea am lucrat și încă n-am finalizat lucrul ăsta, la un ghid de dialog între stat și culte. Pare ciudat, pentru că nu toată lumea se laudă că există dialog între stat și culte, nu doar în România, ci și în alte țări. Practic, această problemă a lipsei de dialog aparține istoriei. Nu ne mai pune problema că în 2021 nu știm să vorbim unii cu alții. Numai că în urma pandemiei s-a observat că există o lipsă acută a dialogului între stat și culte, sau și mai grav decât atât, că acesta atunci când se îndeplinește este foarte manipulat sau dirijat din punct de vedere politic și atunci devine un contradialog, devine un lucru nociv democrației, pentru că decizia politică este manipulată cu mâna cultelor religioase. Acesta ar fi un punct în care, spune OSCE-ul, nu trebuie să ajungem sub nicio formă, pentru că consecințele lui pe termen lung sunt dintre cele mai nocive. Excelent. Mă bucur că a făcut această introducere, pentru că, până la urmă, trebuie să prezentăm oarecum terminologia aceasta de specialitate. Inclusiv libertatea religioasă, a spune că e un termen care poate în trecut, înainte de pandemie, s-a auzit mai rar în spațiu public, nu prea s-a băgat în seamă termenul acesta și poate chiar între credincioși. Când vorbim despre libertatea religioasă, ne dăm seama că aveam ceva sau ceea ce anul trecut ne-a dat niște probleme mari de cap, ne-am pus mari întrebări dacă această libertate pe care o aveam și poate nu știam că o aveam sau nu o apreciam la maxim, a început să se diminueze. Și înainte de a merge mai departe la starea actuală, la ceea ce se întâmplă acum cu libertatea religioasă, bineînțeles ne concentrăm asupra României, aici ne interesează, aici trăim și aici ne ducem, să spunem, și credința. Vreau să ne facem puțin o retrospectivă a anului trecut. E un an care cu siguranță și-a câștigat un loc, să spunem, na, poate nu cel mai bun în istorie, în viețile noastre, dar nu putem trece peste ceea ce s-a întâmplat. Așa că libertatea religioasă a suferit niște transformări. Dumneavoastră le-ați marcat în mod public, la televiziune, în scris. Am discutat și noi despre tema, de problemele acestea, dar haideți să facem așa un mic review la ceea ce s-a întâmplat și ce a reprezentat, de fapt, libertatea religioasă în România în anul care tocmai a trecut. Da, fără îndoială, venirea pandemiei a surprins pe toată lumea, nu doar ca, știu eu, fenomen cu care trebuie întreaga societate să se lupte, ci și din această perspectivă a drepturilor omului, pentru că generația noastră, haideți să fim onești, chiar și cei care au 100 de ani, nu s-a întâlnit cu astfel de episoade și nu, noi ca oameni poate că n-am știut să reacționăm. În schimb, statele care au o tradiție democratică sau o cultură administrativă solidă au știut să reacționeze inclusiv în zona asta a libertății religioase. Toată lumea a făcut stângăcii. Pentru că nu, momentul imprevizibil și felul în care situația se mișca de la o zi la alta inevitabil te punea într-o poziție delicată și se întâmplau stângăcii. Numai că în România, dacă ne uităm cu atenție, o să vedem că există niște constante negative ale felului în care s-a gestionat libertatea religioasă în țara noastră, în principal din partea guvernului. În primul rând, eu țin foarte mult la acest principiu care, cum să spun, e desprins din teoria politică, dacă vreți. Pandemia sau starea de război, pentru că poți să ai într-o societate inclusiv război, sunt momente în care statul trebuie să intervină brusc, cu resurse sporite și o face în mod legitim, pentru că el se luptă pentru un bine superior, binelui individual al fiecăruia dintre noi. Recomandările internaționale ne spun că atunci când ai în față un pericol la care statul trebuie să răspundă, printr-un obiectiv al lui legitim, lupta împotriva pandemiei sau nu, te agresează un inamic și trebuie să răspunzi repede, n-ai timp de delicatețuri, poți face lucrul ăsta restrângând drepturile și libertățile cât mai puțin. Adică trebuie să fii conștient că trebuie să ții un echilibru între ceea ce în știința politică se cheamă rațiunea de stat, deci interesele proprii ale statului și drepturile și libertățile cetățenilor. Aici a fost versantul abrupt al poveștii pandemiei sau cronologiei pandemiei în cazul românesc,
Pentru că, haideți să fim serioși, primul drept restricționat la noi a fost chiar dreptul la sănătate. Gândiți-vă sau aduceți-vă aminte că oamenii nu mai aveau acces în spital, la sistemul medical, așa cum aveau înainte de pandemie. E o restricționare legitimă din partea statului, dar este în egală măsură ipocrit din partea oamenilor să opună libertatea religioasă dreptului la sănătate, spunând vă închidem bisericile pentru că vă dorim binele. Dorim un bine, într-adevăr, binele aparține statului, nu cetățenilor. De asta recomandările internaționale sunt să avem o restricționare cât mai delicată, proporțională cu pericolul, mediată exclusiv de lege, a tuturor drepturilor și libertăților. Ori asta nu s-a întâmplat în România. De unde știm că nu s-a întâmplat asta în România? Sunt multe episoade care pot fi discutate, dar avem decizia Curții de Apel din 14 decembrie, care, într-o speță în care a fost sesizată cu privire la pelerinajele din luna octombrie desfășurate de Biserica Ortodoxă la Iași și București, reiterează clar aceste principii care nu sunt decât principiile din legislația și standardele internaționale și practic nu guvernul a avut un anumit ritm și o anumită acțiune, dar puterea judecătorească a spus a fost greșit. Acest ritm trebuia să respectați următorii indicatori. Deci este un an, anul 2020, care se începe, dacă s-o cotim martie-aprilie începutului, exact. Că atunci începutul pandemiei abrupt. Lumea a fost luată prin surprindere, bisericile s-au închis, cel puțin accesul credincioșilor a fost pentru mai bine de o lună, două luni chiar absolut interzis, cimitirile s-au închis, iarăși greu de înțeles care era proporționalitatea cu pericolul pandemic să mergi în cimitir să vizitezi un mormânt. S-au luat decizii abrupte, dure. Comunicarea foarte, foarte slabă, ceea ce a creat tensiune. Dacă spuneți foarte slabă, sunteți delicat. Comunicarea n-a existat. Gândiți-vă că au fost subiecte în care guvernul a comunicat cu obsesie. Nu celebra raportare din fiecare zi de la ora 1, pe subiectul educație, la 2-3 zile venea ministrul și explica de ce o decizie arată așa sau în alt fel. Pe subiectul vieții religioase, comunicarea a fost zero. Ori în momentul în care ai comunicare zero, este legitim ca publicul să se gândească că sub această tăcere se ascund tot felul de complicități. Nu, dacă n-ai bărbăția politică să ieși în față și să spui lucrurilor pe nume, înseamnă că ceva sub tine, sub deciziile luate, e putred și ascunde diferite complicități. Consecințele negative sunt mai degrabă pe termen lung, pentru că înseamnă o scădere în general a încrederii în deciziile pe care le iau autoritățile publice și chiar pentru cultele religioase înseamnă o complicitate cu decizii luate sub ferite de ochii publicului. Asta nu s-a întâmplat la noi. La noi, practic, anul pandemic 2020, într-un fel sau altul, redefinește libertatea religioasă. Avem un approach din partea guvernului care, iertați-mă, dar arată mai degrabă cu manualele de anii 50, în care se pune pumnul în gură, se ia decizia înainte să fie lumea consultată, legea este pur și simplu de decor sau bună de invocat în discursul, dacă am atât, și pe de altă parte se smulge un acord așa fictiv din partea cultelor, cultele nefiind societatea, să ne înțelegem, cultele sunt organizații din societate, ori în democrație decizia trebuie luată cu ochii către public, deci către toată lumea. Asta a lipsit. Când spunem comunicarea a lipsit, nu a lipsit doar prezența la televizor prin care se anunță decizii, ci a lipsit această comunicare pe toate straturile, așa cum trebuie ea făcută într-un ritm democratic în mod normal. Au fost câteva episoade care au creat emoții și până la urmă noi știm că suntem oameni, până la urmă nu ne putem dezice de propria noastră identitate și atunci când ni se pune pumnul în gură sau știu, nu suntem lăsați să ne exercităm poate ceea ce ne-a mai rămas în ceasul al 12-lea de propria noastră credință, atunci acționăm emoțional. Fierbe sângele, aș spune așa, răbunește mămăliga aceea românească despre care mai amintesc înaintașii noștri. Deci are și răbdarea aceasta până la urmă o limită și am văzut câteva episoade și vreau doar să discutăm puțin despre
cele mai, să spunem, dificile cazuri pe care le-am. Una a fost interzicerea pelerinajelor și ne aducem aminte de pelerinajul de la Iași și apoi momentul în care statul a încercat să reglementeze o practică dogmatică a Bisericii Ortodoxe. Noi am tratat-o și atunci inclusiv cu reprezentantul Bisericii Ortodoxe și mereu, indiferent de faptul că aparțin unei confesiuni sau, știu eu, unui alt cult, nu contează. Noi am înțeles foarte clar că, indiferent ce se întâmplă, trebuie să sărim unii în ajutorul celorlalți. I-a fost cazul acela în care statul, prin deciziile sale, a încercat să intervene în practica împărtășanii. Și știm aceea despre lingurița, a fost o discuție mare și probabil care a generat foarte multe, multe. Până la urmă, noi știm că împărtășanie este un act de intimitate al credinciosului cu Dumnezeu. Este pâinea și trupul, reprezenta practic trupul și sângele Domnului Hristos. Deci e un act care se face cu o anumită stare și dacă și lucrul acesta a fost, să spunem, pus într-o așa linie de lege sau știu nici măcar de o hotărâre, atunci asta a generat. Cum le vedeți dumneavoastră cele două sau cum ați reacționat? Că știu că ați avut câteva intervenții, ați fost foarte solicitat și ați avut câteva intervenții foarte, foarte drastice în care pur și simplu ați spus punctul pe ei. Da, pentru astfel de episoade, pandemie, război, calamități naturale, cum să spun, și spiritul și legea și standardele internaționale și legea românească sunt extrem, extrem de clare. Orice restricție aplicată unui drept fundamental, deci orice restricție aplicată libertății religioase, trebuie făcută exclusiv prin lege. Subliniez acest cuvânt lege, știm cu toții cine într-o democrație are autoritatea să emită legi, exclusiv Parlamentul. De ce se solicită acest standard? Pentru că legea este prin definiție transparentă. Atunci când Parlamentul lucrează, lucrează sub ochii publicului, toată lumea interesată din societate poate să vină să emită o opinie acolo. Deci, cum să spun, ab initio nu e nimeni exclus de la formula o opinie. Ce s-a întâmplat la noi a fost că 2-3 demnitari au luat o foaie de hârtie și au spus de mâine nu e bună lingurița la împărtășanie. Ori, în primul rând, e un act profund ilegal. Au avocații care știu drept mult mai bine decât mine, au demonstrat că acest act aduce inclusiv consecințe penale pentru semnatarii ordinilor. Atât de fermă este legea cu drepturile și libertățile, inclusiv în România. Au făcut-o inevitabil, fără consultare publică, e foarte important aspectul ăsta, și au avut pretenția ca lumea să respecte. Deci, pe de o parte, caracterul ilegal, pe de altă parte, cum foarte bine subliniați, lipsa de comunicare, dar comunicare în sens de empatie. Exact. Dar empatie nu cu 2-3 reprezentanței cultelor, empatie cu societatea, pentru că libertatea religioasă, o să repet asta la nesfârșit, este un drept individual de se aplică fiecărui individ și credinciosului și ateului și musulmanului și ortodoxului și catolicului și baptistului, fără a face vreun fel de diferențiere și se exercită și în colectiv. Când vorbim de drepturi și libertăți fundamentale, nimeni nu poate fi exclus de la luarea unei decizii. Toată lumea are dreptul să-și exprime o părere în acest sens. Deci emoția care s-a întâmplat nu este neapărat legată de restricțiile aplicate per se, ci de modalitatea ilegală de a le aplica și de lipsa empatiei cu societatea. Dacă, bună oară, guvernul se află într-o... Nu, socotește că ne aflăm într-o stare de pericol, război, pandemie sau alt tip, și realmente țintește restricționarea unor gesturi liturgice pentru că ele sunt cu potențial de răspândire uriașă a virusului. Să admitem această ipoteză. Să o admitem, nu spun că este neapărat validă, atunci el trebuie să producă aceste restricții și să încerce să empatizeze cu societatea și cu oamenii care vor să-și exercite libertatea religioasă cu obsesie. Asta este minima exigență pentru ca restricțiile tale să devină încet, încet legitime. Ori la noi nu s-a încercat deloc lucrul ăsta. De asta, vedeți această stare de tensiune în care oamenii stau cu spatele unul la celălalt, care, iertați-mă, nu-i deloc o atitudine creștină, nu? Tocmai absolut, asta. Absolut, tocmai aici. Noi suntem învățați că
prietenia în Hristos, prietenia în biserică ne face să dialogăm. Chiar dacă nu suntem de acord cu aceleași idei, dialogul este un semn de prietenie, inclusiv un semn de prietenie duhovnicească la un moment dat. Exact. Ori, asta ne arată nouă că statul lucrează strict cu, într-o matrice seculară, seculară în sensul negativ al termenului. Lucrează împotriva intimității religioase a persoanelor care se întâmplă să se asocieze în culte religioase, 99,8% dintre români, 99,8%, n-am spus 0,2%, se declară membri ai cultelor religioase din România. Deci vorbești aproape cu întreaga societate atunci când vorbești de libertate religioasă, nu vorbești cu cumva cu o minoritate. De asta trebuie să arăți empatie. Lipsa de empatie a generat emoția de care vorbeați. În cazul pelerinajelor lucrurile sunt un pic mai simpluțe, pentru că dacă ne uităm istoric la ce s-a întâmplat atunci, o să vedem că societatea avea niște restricții generale, cum avem și astăzi, și peste aceste restricții s-au adăugat supra de restricții. Asta a deranjat. De ce virusul este socotit ca fiind foarte contagios într-o adunare religioasă și este deloc contagios într-un mall? Exact, că aici era. Această disproporție pe care nici măcar n-a încercat să o explice, discriminatorie, pe care nici măcar n-a încercat să o explice guvernul, a creat emoție. Emoție care analiștii politici au arătat-o mai bine decât mine. A influențat inclusiv rezultatul alegerilor. Aici este că, până la urmă, oamenii s-au dus, au făcut zgomot, să spunem așa, mobilizat până la urmă oamenii, s-au dus peste autorități și autoritățile până la urmă au cedat, că asta s-a întâmplat. Practic, dacă era atât de puternică motivația lor, n-ar fi cedat și totul ar fi mers înainte. Chiar ar fi putut, să spunem, dacă era o chestie de, chiar de viață și de moarte, până la urmă statul putea să utilizeze forțele de ordine și să potolească mișcarea aceasta. Doar un minut să vă dau un exemplu. Președintele Donald Trump a fost cel care a revigorat libertatea religioasă la nivelul administrației publice din SUA, așa cum n-a făcut-o un alt președinte în ultimii 20 de ani. Worldwide. Exact. Și s-a luptat pentru a răspândi peste tot acest impuls pe care orice democrație sănătoasă trebuie să-l aibă, să promoveze libertatea religioasă. Din nou, atașamentul României față de aceste politici a fost zero sau chiar sub zero, adică chiar s-a făcut un joc anti această abordare, dar asta e un pic altă temă. Ce a făcut, printre altele, Trump în 2017 prin Department of Justice, deci General Attorney, cum îi spune, șeful aparatului de justiție din America, din cadrul puterii executive, a obligat fiecare instituție publică, națională, federală, să formeze câte un angajat propriu în libertate religioasă. De ce este important lucrul ăsta? Uitați-vă la noi că un alt episod care a generat emoții a fost intrarea polițiștilor în biserică fără să fie invitați. Legea spune că e ilegal, inclusiv are consecințe penale. Da. Bun, poate că lumea nu știe la un episod tragic. S-a întâmplat, cel puțin știu, în Suceava, cred că a mai fost și în alte localități. Suceava, Constanța, da. Arad, Sibiu. Și nu s-a ținut cont de confesiune, practic a fost nu așa. S-a ținut cont, da. A fost, da, Valma, în Sibiu s-a întâmplat chiar în ziua votului. Îmi semnala cineva, e posibil să fi fost un fel de ordin pe unitatea locală, inspectoratul local de poliție, în ziua votului bisericile să fie controlate. Oricând poliția pășește dincolo de pragul bisericii, intră într-un spațiu privat, eminamente privat, legea spune că nu poate face decât cu mandat, ceea ce nu era cazul, și atenție, doar dacă are suspiciunea că în interior se desfășoară o faptă penală. Deci dacă în interior se întâmplă un viol sau cineva este, are viața în pericol, da, atunci poliția poate să intre. Ori nerespectarea distanțării fizice sau a regulilor generale sunt fapte contravenționale. Nu, emoția asta a râcâit foarte tare și s-a, repet, chiar în ziua votului în județul Sibiu, lumea s-a dus la vot și a votat. Ce a făcut Trump? A fost să specializeze acești oameni care, spre exemplu, în cazul românesc, dacă Ministerul Afacerilor Interne ar fi avut know-how-ul ce înseamnă libertatea religioasă, ar fi știut că libertatea religioasă, dincolo de ușa bisericii, este gestionată eminamente de cei care o exercită.
Deci ca autoritatea statului nu există acolo decât, cum spuneam, dacă se respectă suspiciunile sau regulile pe care menționam anterior. Deci tipul ăsta de cunoaștere democratică până la urma societății la noi lipsește. Nu numai că lipsește, noi nu facem niciun efort să-l recuperăm cumva sau să ne educăm în sensul ăsta. Pentru noi, și asta e teama mea cea mai mare, anul 2020 va fi pus între paranteze. A fost o pandemie, da, s-a făcut abuzuri, merge mai departe. Cum merge mai departe? În același ritm ca până acum? Sau merge mai departe încercând să învățăm din greșelile trecutului? Pentru asta e nevoie de schimbare de paradigmă. Aici este, a spune, marea provocare pe care o avem noi. Și chiar mă întrebam dacă după toată această experiență, după mesajele multiple pe care le-ați avut, numai dumneavoastră cât ați scris și ați fost prezent în multe emisiuni, practic ați avut de muncă anul trecut, vreau să vă întreb dacă cumva ați simțit până acum că autoritățile au învățat ceva. Am simțit... Sau s-a schimbat ceva în a invita măcar la discuții, a încerca să fie mai maleabil și poate mai comunicativ. Nu, din partea autorităților nu există niciun fel de invitație, pentru că și nu va exista, vă pot garanta acest lucru, pentru că scopul intim al acestei lipse de dialog este tăinuirea unor complicități. Ce? Și dacă cineva este curios la dată să explic și ce complicități voi face, dar nu este acum, cred, subiectul discuției noastre. Pe de altă parte, s-a văzut o schimbare de discurs din partea autorităților, adică pe măsură ce, nu eu neapărat ca persoană, ci opinia publică ridica alte argumente pe agenda publică, autoritățile se făceau că vor să țină cont de ele. Atunci când s-a ridicat tema dialogului între stat și culte, care era redusă în mod normal la niște SMS-uri și întâlniri de taină, cum să spun, absolut ferite de ochiul publicului și irelevante pentru societate în ansamblul ei, s-a trecut la o formă de dialog transparentă, la fel de ascunsă de ochii presei. Deci, cumva, presiunea mea sau altora ca mine a dat niște rezultate, dar sunt rezultate de suprafață. Sunt rezultate superficiale, nu sunt rezultate de profunzime menite să educe societatea mai departe sau să punem bazele unor politici publice mai democratice. Pare rău să aud asta și se vede clar în ceea ce citesc și văd și eu în public că, de fapt, statul continuă să se comporte la fel. Au fost așa doar câteva încercări și, până la urmă, restricțiile acestea practic afectează în continuare libertatea religioasă și nu știm când se va termina. Așa că ceea ce mă doare și în special pe slujitori în mod deosebit, dacă stați și o să discutați și cu siguranță ați făcut deja, cred că observați dumneavoastră, este că oamenii deja s-au obișnuit cu starea aceasta. Și asta este o nouă obișnuință, o nouă paradigmă, cum spuneați dumneavoastră. Și la un moment dat, și chiar dacă am revenit, personal, nu știu dacă vom mai reveni vreodată la ceea ce a fost înainte, în ceea ce vrește libertățile religioase, dar starea aceasta a generat și o delăsare din partea credincioșilor, oameni care, de frica, deci până la urmă, cum vedeți frica, apropo, frica aceasta, în toate fel, tot ce înseamnă prezență, cel de lângă tine este posibil infectat și s-ar putea să mor din cauza lui. Deci există o frică și o simțim asta și între credincioși, și între credincioși și slujitori. Oamenii sunt atât de delicați încât unii au renunțat total în a-și exercita prezența. Acum, noi știm că credința este una personală, dar, așa cum ne învață și Sfintele Scripturi, părtășia frățească, prezența la biserică, prezența la împărtășanie, da, unde se face, e o chestie clar, din stare comună, necesită adunarea la oaltă. Cum vedeți asta, frica aceasta care, până la urmă, creștinul și-a asumat moartea? Da? Deci creștinul, unul din caracteristicile pe care le are, este că nu e frică de moarte. Uitați că acum frica aceasta, practic, ne-a paralizat. Da, și mi-e teamă că o să ne urmărească câțiva ani de aici încolo, pentru că frica asta pătrunde în fibra societății, nu doar sub aspect religios, ci și sub alte aspecte. Și școala, gândiți-vă că nu e cazul acum că e încă închisă, dar când fusese deschisă inițial,
la începutul primului semestru, exista o frică a oamenilor de a-și trimite copiii la școală. Să spunem că pandemia se termină mâine ca prin minune, noi rămânem cu frică. Cine este pedagogul care ar putea să reușească să ne scoată această frică sau să o modereze, să o echilibreze, să o facă proporțională cu pericolul efectiv? Este doar Hristos. Exact. Pentru că statele sunt seculare, știința este seculară prin definiție. Ele nu au instrumentele necesare ca să intre în intimitatea persoanei umane și să o recalibreze cu totul. Un om este întreg atunci când își ascultă și de rațiune, și de simțire, și de voință, atunci când incorporează inclusiv acea doză de spiritualitate. Nu spun că e vorba de o credință sau alta, nu spun că o anumită credință este rețeta perfectă pentru ca oamenii să scape de această frică. Dar spun că asumarea unei anumite spiritualități, unei anumite personalizări a interiorului în sensul profund al termenului, care are evident o componentă religioasă, este unul dintre principalele antidoturi pe termen lung ca să scoatem această frică din societate. Și va fi una dintre provocările la care cultele vor trebui să răspundă. Pentru că ele au instrumentele să facă lucrul ăsta, mai mult decât statul sau mai mult decât chiar știința. Sigur că știința va contribui, din fericire, cu instrumentele pe care le are. Să sperăm că și statul o va face măsura în care va pricepe că în democrație e nevoie să empatizezi cu societatea, nu să o guvernezi ca pe o turmă. E foarte importantă distinția asta. Asta aparține regimului totalitar, unde societatea e o turmă anomică și dai cu biciul și se execută lumea. În democrație nu prea e așa. Trebuie să cunoști societatea întâi ca să o guvernezi. Mai am o scurtă remarcă, pentru că spuneați că a existat într-un fel un crescendo a vocii oamenilor care au încercat să articuleze libertatea religioasă în această pandemie și să facă că societatea conștientă de importanța ei. Am văzut săptămâna trecută emisiunea noastră cu părintele Cristian Terheș, europarlamentar, care este unul dintre campionii, dintre politicienii români ai libertății religioase, alături de un coleg din Parlamentul European al UDMR. Sunt singurii europarlamentari români, nu știu dacă ați apucat să discutați și acest subiect cu el, care insistă pentru reînființarea sau reocuparea postului de ambasador pe libertate religioasă al Uniunii Europene. Nu, nouă ne trebuie, dacă suntem o Europa numită, un lipici care să ne unească. Ne trebuie o direcție care să ne unească. Ei au fost singurii care s-au luptat în Parlamentul European pentru tema asta. Sigur, foarte importante sunt și pozițiile politicienilor români. Dacă vă uitați din nou cronologic, mai ales în luna noiembrie, o să vedeți că pe măsură ce s-a apropiat votul din 6 decembrie, politicienii într-un fel tatonau terenul ca să vadă cum se poziționează pe această temă. E o temă care te face să pierzi voturi dacă spui că restricțiile sunt ok și așa mai departe, sau e o temă care te face să câștigi voturi dacă ești empatic cu acea parte a populației care își dorea exercitarea credinței? Și dacă v-ați uitat cu atenție, ați văzut că mai degrabă majoritatea politicienilor au mers către varianta a doua, adică să empatizeze cu societatea. Deci eforturi de a conștientiza s-au făcut. S-au făcut și nu trebuie pierdute. Exact. Noi oricum vom încerca și în alte ediții, inclusiv cu dumneavoastră, în emisiunea pe care le vom mai face, să ținem la curent publicul, pe cei care ne urmăresc, pentru că, v-am spus, este o temă care are de-a face cu viața noastră de zi cu zi. Poate, pentru unii, dacă a mai rămas ceva, a mai rămas credința în Dumnezeu. Și asta trebuie să o prețuim. Să prețuim ființa umană și mai mult credința aceasta. Așa că de-aia am și spus, ea nu trebuie restrânsă, ci dimpotrivă promovată. Acum, prin calitatea dumneavoastră de expert în libertate religioasă la OSCE, cunoașteți poate dintre noi cel mai bine contextul acesta european. Știți cam ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat anul trecut în alte țări europene? Așa, din ce ați aflat și din ce ați văzut în alte țări, pe la colegii dumneavoastră, unde credeți că a fost poate mai bine decât în România? Sau dacă ar vrea să ne dați un exemplu pozitiv și poate unul cel mai negativ, dacă ați apreciat politica unui stat în perioada aceea din punct de vedere al libertății, care ar fi exemplul acela
pozitiv și care probabil ar fi putut fi implementat și în România dacă s-ar fi vrut. Da, chiar acum noi, pentru că lucrăm la OSCE, la documentul ăsta care deja va depăși 100 de pagini, un ghid al dialogului între stat și culte, suntem la faza în care am fost rugați să identificăm bune practici. Și aceste bune practici să fie propuse membrilor panelului ca să le putem integra în text. Mi-e teamă că n-am ce bună practică să dau din România. Asta o spun așa cu o strângere de inimă, pentru că care ar fi acea bună practică? Poate mă așteptați dumneavoastră sau spectatorii să o identific. Nu, nici eu nu am. Dar aș da o bună practică din Marea Britanie, care mi s-a părut că a fost, sigur, cât am eu acces, că nu pretind că cunosc ce s-a întâmplat în Lituania, din motive de limbă mi-e și greu, sau în Bulgaria, dar în cazul guvernelor care sunt foarte vizibile în mediul internațional și apar știri despre ele în presă și așa mai departe, Marea Britanie s-a comportat cel mai democratic, deși și acolo au existat probleme, pentru că atât de firavă și atât de nuanțată este libertatea religioasă, încât e imposibil să nu existe stângăcii pe un drum atât de complicat cum a fost lupta împotriva, și încă este lupta împotriva pandemiei. Dar de ce dau exemplu Marii Britanii? Pentru că în Marea Britanie restricțiile asupra vieții religioase n-au vizat viața religioasă. Vi se pare paradoxal ce spun, nu? Da. Restricțiile asupra vieții religioase în Marea Britanie au vizat strict lăcașurile de cult. De ce lăcașurile de cult? Pentru că logica lor e următoarea. Virusul are potențial de răspândire acolo unde se adună oameni mulți. În lăcașul de cult. În România, dacă vă uitați în textele emise, nici măcar viața religioasă în ansamblu ei n-a fost restricționată. Ci mai grav decât atât, citez, activitatea cultelor. Cu alte cuvinte, dacă statului se permite să restricționeze activitatea cultelor, așa, at large, înseamnă că poate să restricționeze și de la ce distanță mă spovedesc, exact, și la ce oră mă rog, și care e conținutul rugăciunii mele. Înseamnă că deschide o cutie a Pandorei care cuprinde tot ceea ce înseamnă libertate religioasă, de la forma cea mai primitivă a libertății religioase, în sensul că mă gândesc la Dumnezeu, până la formele cele mai delicate ale libertății religioase. Bună oară, inclusiv mersul la un mormânt în cimitir este exercitarea libertății religioase. Inclusiv culorile cu care mă îmbrac înseamnă exercitarea libertății religioase. Dacă vreau să mă îmbrac în negru după ce a murit, după ce a decedat cineva, o persoană dragă, mie este exercitarea libertății religioase. Deci nu poți, nici măcar din punct de vedere juridic, la noi nu s-au folosit termenii care trebuie. Pe când un guvern care este îngrijit în privința tehnicii legislative, este atent la aspectele democratice, a spus, din tot domeniul ăsta al vieții religioase, ne uităm strict la acele locuri care au potențial de răspândire a virusului. Nu începem să restricționăm davalma orice ne vine nouă, ne cade nouă sub ochi. Deci ăsta ar fi, după părerea mea, exemplul cel mai potrivit. Sigur, mai sunt și alte aspecte de menționat acolo. Deciziile s-au luat strict într-un cadru de dialog între stat, culte și experți. Deciziile au fost publicate, explicate și anunțate imediat. Deciziile s-au luat după ce a existat feedback din societate și cu toate astea, atenție, au fost culte religioase care au dat în judecată guvernul britanic. Explicația lor fiind una foarte simplă, am fost de acord cu deciziile, dar nu vrem ca istoria, care istorie? Istoria democrației, exact, să rețină faptul că noi am fost complici cu aceste decizii. Adică, pe de o parte, pare o formă de ipocrizie, dar nu e în realitate. În realitate e o formă... Are un precedent, practic, rămâne un precedent. Exact, rămâne un precedent și dacă a rămas la acel precedent foarte periculos, el va putea fi invocat de autorități și peste 5 ani, și peste 10 ani, și peste 100 de ani. Și datoria noastră față de generația următoare să închidem această paranteză corect, nu să o lăsăm deschisă. Slavă Domnului! Iată-ne că sunt și țări în care se poate face un parteneriat excelent între stat, culte și cetățeni, până la urmă cetățenii care exercită această credință, indiferent de credința pe care o au, oamenii sunt lăsați să meargă și să simtă că statul e cu ei, chiar dacă, până la urmă, că pandemia aceasta ne-a afectat pe toți, așa, și credincioși și necredincioși, dar atunci când din stat ai un partener și nu un dușman,
sună rău cuvântul dușman, dar asta s-a întâmplat în România. Mulți au vorbit despre faptul că cel mai mare dușman, apropo, faptul că încearcă anihilarea credinței. Facem un exercițiu acum, mai avem 10 minute și vreau să facem un exercițiu. Înainte de a vă întreba, știu că dumneavoastră aveți deja o organizație pe care o conduceți și o creșteți, a spune acum, este poate cea mai vizibilă organizație care se ocupă în mod explicit de libertate religioasă. O să vă întreb și despre aceasta, dar înainte de asta vreau să fac un exercițiu cu dumneavoastră. În câteva minute, dacă ne-ați putea spune, dacă ați fi primul ministru sau știu eu, președintele României, cineva cu autoritate în care ar putea influența în mod, să spunem așa, vizibil politicile statale în privința libertăților religioase, ce ați propune, ce ați face, astfel încât ceea ce s-a întâmplat în anul 2020 să nu se mai repete în 2021? Da, grea întrebare, pentru că chiar nu m-am ipostazia niciodată în situația asta, dar referitor la politici publice concrete, da, pot răspunde. În primul rând trebuie o schimbare de paradigmă. Uitați-vă că la noi se vorbește tot timpul despre relația stat-culte. Relația stat-culte care e bună sau nu e bună, sau scârție sau nu scârție, sau e minunată. De zeci de ani în Occident s-a părăsit această sintagma relației stat-culte, care a avut logica ei în secolul XIX, când conflictul dintre biserică și stat sau fuziunea dintre biserică și stat, depinde în care parte a Europei ne uităm mai cu atenție, a generat modernizarea națiunii. În cazul românesc, știți că națiunea română, se spune tot timpul, s-a consolidat inclusiv financiar pe resursele bisericii ortodoxe române. Ulterior s-au grefat și alte culte religioase pe osatura națiunii și acum putem spune că suntem o societate plurală și europeană. Deci aceasta, sintagma, aparține secolului XIX. Nimeni în Occident nu mai măsoară relația stat-culte cu atributele moralității. E bună sau e rea? Bun sau rău sunt atribute ale moralității. Politica democratică nu lucrează cu atributele moralității. De unde știm? De la Machiavelli încoace, de vreo 500 de ani. Nu știu de ce mi se pare că ieri s-a auzit sintagma asta. De 500 de ani, politica modernă nu lucrează cu atributele moralității. În schimb, cu ce lucrează? Lucrează cu drepturi și libertăți. Deci, în Occident se vorbește de libertate religioasă, de formele în care libertatea religioasă poate fi desfăcută în politici publice și încercăm să măsurăm calitatea democrației, nu prin chestiuni care sunt palpabile, nu prin chestiuni de salon. Relațiile stat-culte sunt minunate. Da, erau minunate și în anii 80 în discursurile oficiale. Ceaușescu chema ierarhii ortodoxi și ciocneau un pahar de șampanie și spuneau publicului, erau imagini și la televiziunea națională, că relația dintre stat-culte este minunată. Simultan, vă aduc aminte, se dărmau biserici în București. Exact. Deci libertatea religioasă nu era la cote înalte, ca să mă exprim delicat, în anii comunismului, era la cote foarte minime. Vitrina ei, în schimb, era acest triumfalism de discurs al foarte bunelor relații între stat și culte. Deci, ca să vă răspund la întrebare, aș muta accentul de pe culte pe libertatea religioasă. Pentru că libertatea religioasă este, de fapt, scutul care apără cultele. Cultele, ele însele, sunt fragile în fața unui regim politic. Ele sunt beneficiarele, practic. Ele sunt beneficiarele, exact. Dar scutul și motivul și pretextul pentru care ele sunt beneficiarele este libertatea religioasă. Tot timpul sunt întrebat, mai ales într-o discuție de asta, de gen hate, dom'le, dar de ce biserica nu plătește impozit, dom'le? Și explicația e una care ține de libertate religioasă. Biserica plătește impozit sau nu plătește pe anumite chestiuni pentru că libertatea religioasă, ca orice drept fundamental, dreptul la vot, dreptul la educație, nu se impozitează. Bursele studenților nu se impozitează. Contribuția oamenilor la sindicat, care are scopul de a exercita drepturile sociale, nu se impozitează. Cotizația la partidele politice nu se impozitează. Alocațiile la copii. Alocațiile, pentru că sunt instrumente prin care se exercită direct, în mod direct, drepturi și libertăți. De asta nici biserica nu este impozitată pentru activitățile pe care le desfășoară în interiorul bisericii, că facem o colectă.
că există nu o contribuție fixată pentru Botescu în Unie și așa mai departe. Pentru că banii rămân în interiorul comunității religioase și merg de la cineva care are disponibilitatea să ofere cuiva care are mare nevoie de ei. Nu ce face biserica cu banii respectivi? Activități sociale. Sociale, caritabile, educaționale, culturale. Pentru cine? Pentru membrii ei. La fel și universitatea. Ce face cu taxele studenților? Plătește salariile profesorilor, investește în tablă, în materiale didactice. Pentru cine? Pentru membrii ei. Deci, din nou, sunt bani neimpozitați. Sau dă burse, nu? Cum biserica dă donații, universitatea dă burse. Și așa mai departe. Deci, de asta zic, nu relația stat-culte este importantă dacă ea e bună sau rea și judecabilă cu atributele moralității, ci, sau și mai rău, cu atribute care țin de artă, bine sau frumos, ci calitatea libertății religioase. Ăsta este un indicator care poate fi măsurat. Dar vedeți, noi fugim de el. Pentru că dacă ne punem în față oglinda libertății religioase, mai ales în anul 2020, nu ieșim bine. Excelent. Așa aș face și eu. La fel ca și dumneavoastră, aș pune accentul pe libertatea religioasă și mai mult pe înțelegerea acestui concept în rândul oamenilor de rând, a credinciosului până la urmă. Acolo, instituțiile sunt instituții până la urmă. Instituțiile sunt instituții, dar mandatul garantării libertății religioase aparține statului, nu societății. Deci, într-o societate nu, de oameni care au preocupări diverse și e foarte legitim așa, au filiere religioase diferite, au grad de educație în general, mă refer la educație clasică, diferit, care e elementul de stabilitate? Care e reperul democratic? Cine îmi garantează mie drepturile și libertățile? Poate că vecinul meu, nu știu, e de altă religie și nu e de acord cu credința mea religioasă. Cine ne arbitrează disputele? Statul. Statul are mandatul garantării libertății religioase. De asta statul are CNCD, de asta statul are organisme în guvern care se ocupă de viața religioasă, nu doar în România, ci și în alte țări. De asta statul se ocupă și are legislație pentru protejarea libertății religioase, ca să o pună în practică. El este, către el trebuie să ne fixăm exigențele, nu către biserică. Apropo de asta, este o ipocrizie în societatea românească că biserica este tot timpul interogată de comportamentul statului. Și sigur, asta se vede cu precădere în cazul Bisericii Ortodoxe Române. Aduceți-vă aminte episodul Orei de Religie. Când s-a demarat o campanie de hate, ăsta e cuvântul, pentru scoaterea Orei de Religie din școală. Instituția care trebuia să apere această oră de religie în școală nu era biserica, era Ministerul Educației. De ce? Pentru că în tratatele internaționale la care suntem parte, România se angajează să faciliteze educația religioasă. Deci se angajează și atunci guvernul care își asumă mandatul libertății religioase e primul care trebuie să o apere. Sigur, mai departe o chestiune care se reglează strict la nivel național. Cum arată ora de religie, dacă e la clasa 1 sau a 5 și așa mai departe. Detaliile se reglează prin dialogul din interiorul țării cu toți actorii interesați. Dar principiul democratic nu se negociază. Sau dacă îl negociezi, abdici de la democrație. Slavă Domnului, vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. Am următoarea propunere acum, pentru că nu mai avem timp și va trebui să încheiem în câteva secunde. Aș propune o nouă emisiune pe tema aceasta a educației în libertate religioasă și atunci aș dori să discutăm în detaliu și despre organizația pe care dumneavoastră ați înființat-o, o conduce și mai mult o promovați în spațiul public și apoi ne vom focusa și despre partea aceasta a încercării până la urmă de a educa societatea românească, societatea civilă în ceea ce privește libertatea religioasă, indiferent dacă sunt credincios sau nu, cred că dacă vrem să discutăm despre asta, trebuie să știm. Dacă sunteți de acord, sigur, dedicăm o emisiune specială acestei teme. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez succes în continuare, vă mulțumesc că aveți ochii atenți și nu lăsați nicio greșeală, niciun abuz să fie netaxat. Vă mulțumim foarte mult și cu siguranță vă mai așteptăm la o altă emisiune. Cu mare plăcere. Stimați prieteni, încheiem astăzi emisiunea pe care tocmai ați urmărit-o. A fost o discuție despre libertatea de credință între restrângere și promovare cu unul din puținii specialiști pe care i-are România, așa nume domnul Cătălin Raiu, expert pentru libertate religioasă la OSCE. Noi deci vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră.
Până data viitoare, vă spunem la revedere!